Bun găsit, dragi prieteni! Emisiunea Personalitatea Zilei aduce în fața dumneavoastră întotdeauna oameni de calibru din județul Bacău și vreau să vă spun că această ediție este cu atât mai mult importantă și pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru că o să vă prezint un om pe care l-am cunoscut de când eram elev, un om pe care eu îl prețuiesc foarte mult, mi-a fost profesor, a fost director al școlii, o perioadă mai importantă și vreau să spun că este omul de la care am prins dragostea de a citi și poate și de a povesti, pentru că dumneavoastră mă știți ca și vorbăreț, vorbesc uneori și povestesc lucruri interesante, sper, pentru dumneavoastră, cei care astăzi sunteți prezenți aici la Exclusiv TV. S-a născut în 1938 în Comuna Balcani, în Balcani, și a avut o activitate mai mult decât prestigioasă. Un om de calitate, așa cum spuneam mai devreme, un om care, într-adevăr, trebuia să fie prezent aici la emisiunea Personalitatea Zilei și iată că mi s-a îndeplinit și acest vis. Alături de noi este domnul Vasile Țepeș. Domnule profesor, vom intra în subiect pentru că timpul nostru este de 45 de minute și avem, dumneavoastră întotdeauna aveți foarte multe lucruri de spus și dar o să luăm un pic de la începuturi pentru faptul că vreau ca cei care iubesc televiziunea noastră să vă cunoască mai bine. Să ne spuneți despre cariera dumneavoastră de-a lungul vieții, acum sunteți pensionar, dar asta nu înseamnă că nu sunteți un om activ în cadrul comunității din Frumoasa și din Balcani. Povestiți-ne despre dumneavoastră. Așa cum ați spus, născut în 1938, în iulie, în satul Balcan, deci reședința de comună, și activitatea mi-am desfășurat-o, deci sunt balcanar, dar activitatea din 1960 și până acum, în Frumoasa, deci mă consider frumușean. Adică băștinaș, oricum, din comuna Balcani. Am absolvit școala primară la Balcani, apoi am continuat școala, cum era atunci, elementară de 7 ani, la Băsești și apoi Buhuș și, în sfârșit, școala pedagogică absolvită în 1956. Deoarece evoluția învățământului cerea o pregătire continuă, din învățător am vrut să ies profesor de gimnaziu și am făcut Institutul Pedagogic în București în perioada 68-72 și pentru o desăvârșire, ca să spun așa, completă, am făcut și Facultatea de Geologie, Geografie în București încă 4 ani, deci în 76 am terminat. Am în învățământ o vechime de peste 46 de ani, în timp în care am ocupat și funcția de director de școală 23 de ani, din care 10 ani director coordonator, și director de cămin 27 de ani. O să spuneți cum 27 cu este mai mult de 46. Nu, într-o primă perioadă până în 1973 am fost și director de școală și director din lipsă de cadre didactice. Ca să vă spun cum, ce școală, o școală cu peste 800 de elevi și copii de 3 etnii, adică vorbeam 3 limbi, română, zicem ungurească, sau noi spunem ceangăi, și avem și cegani. Apreciabil, dar în școală a fost impusă limba română, fiindcă la început am avut elevi care nu știau deloc românește. Iar cadre didactice, imaginați-vă și dumneavoastră,
În același an să ai 4 profesori cu școală profesională. Lasă ascult. Deci 10 clase. Profesor. Așa. Și învățător, deci ca să înțelegeți în ce condiții, cu 6 clase, adică 4 clase plus 2. Ca în final, mulțumirea mea sufletească și a colegilor, după Revoluție, din 10 ani, de 7 ori premii la județ, din care copiii de la Frumoasa au luat premiul 1 la Olimpiada de Limba Română și a mers la faza pe țară. De unde am plecat? Unde am ajuns? Deci, cam asta ar fi în mare despre activitatea. Spuneți-ne despre satul Frumoasa și despre Comuna Balcani. Cum le-ați văzut în trecut și cum vedeți această comună în prezent? Păi, îmi dau seama, mai ales satul meu. Am prins războiul, am prins foametea, știu ce condiții s-a trăit și la școală, chiar dacă mergeam, când am mers la școală elementară, de sculți mergeam, numai în Șoșoni, când era mai brumă, mai rău, și în Opinci, bineînțeles, iarna. Dar am avut învățător pe Bălăiță Mișu, Dumnezeu să-l odihnească, foarte bun, sever, dar bun, când zic bun. Și în Frumoasa, când am mers, vă rog, credeți-mă, se vorbea în așa fel încât, imaginați-vă și dumneavoastră, Ghiuri Baci, Odi Daharum, pachețele cu sămânțe de roșii. Deci, cam în felul ăsta. Și din acei copii a ajuns la limba română, la olimpiadă, la faza pe țară. Nu odată, deci să nu uităm, premiul 1 pe județ, așa. A fost și mulțumirea mea sufletească. Satul, vă imaginați cum arăta atunci, cum arată acum. Deci să le spunem telespectatorilor noștri că un sat într-o zonă de depresionară a Tazlăului. Nu cu suprafețe agricole prea mari, fiecare avea parceluța lui acolo, deci fără industrie, fără alte... Exact, din peste 11.504 hectare ale comunei, peste 7.000 pădure, 3.000 pășuni și sub 1.000, vă dați seama, iar mai ales acum din cauza, îmi pare rău că trebuie să spun, din cauza porcilor, foarte multe ogoare nu se cultivă, fiindcă mediul spune să protejăm, dar au intrat până și în curțile oamenilor și distrug foarte mult și nu poți, adică îți distruge recolta și orice om își lasă, dar în rest mă mândresc cu localitățile care sunt acum, vă spun, mai ales în Frumoasa. Și au construit oamenii case noi, sigur, au venit cu bani din străini. Sigur că da, avem dispensar modern, avem parc, un parc cum puține sunt, așa cum a spus și fostul primar în județ, într-adevăr, datorită mai multor factori, așa, șosele, ulițele, iluminat, tot. Școli, grădinițe, școli, da, moderne. Da, moderne. Sigur că deci, da, chiar... în ultimii ani, putem spune că s-a produs o schimbare, la modul pozitiv, s-au făcut investiții. Da. Actualul primar a venit cu măsuri și vom discuta și despre dânsul, pentru că e și campania electorală, e adevărat, dar scopul nostru nu este neapărat electoral, este de a prezenta telespectatorilor noștri tocmai aceste schimbări. Aș vrea să menționez, și vă rog. Aș vrea să menționez, nu fac parte nici dintr-un partid, nu apar pe nicio listă electorală. Deci, în cazul acesta îmi spun părerea mea ca cetățean al Comunii Balcani. Cine vrea, ține seama, cine nu, cum vrea. Da, acesta dar e, cred că e un aspect important. Eu cunosc destul de bine, să spun așa, spiritul și suflul aceste comune. Deci asta am vrut să spun. În acești ani permanent ați fost prezent în Frumoasa și în Comuna Balcani, așadar cred că am găsit chiar omul potrivit care chiar știe despre aceste localități lucruri foarte, foarte multe. Dar haideți să intrăm un pic
în subiectul pe care, cred eu, în această perioadă interesează și telespectatorii, dar mai ales pe cei din Balcan, pentru că, fiind un an cu totul și cu totul special, sau sunt probleme în ceea ce privește securitatea sanitară, dar cred că oamenii în Frumoasa și Balcani s-au emancipat între timp. Ei au căpătat o experiență politică, pentru că vorbim și de politică aici, nu mai aleg un reprezentant al lor decât în cunoștință de cauză. Și bănuiesc că despre aceste lucruri dumneavoastră puteți să ne vorbiți, pentru că observam în săptămânile anterioare cred că 6-7 candidați la funcția de primar. 5. Dar 5. Ei, toți vin cu tot felul de zvonuri, cu tot felul de povești. Eu cred că ar fi cazul și de aia v-am ales și pe dumneavoastră, ca fiind un om independent, un om care foarte multă lume din Comuna Balcani vă știu. Ați crescut generații întregi de copii și iată cu rezultate foarte bune și m-am gândit că cine ar putea fi mai potrivit să vină cu exprimarea realității din această comună decât dumneavoastră. Așadar, haideți să vorbim un pic despre ce credeți că este bun și frumos în acest moment, mai ales în ultimii 4-5 ani. Din ce s-a făcut, ce s-a realizat mai concret în Comuna Balcani? Domnul, dacă îmi dați voie, aș vrea, ați amintit ceva despre Comuna Balcani, că și eu cunosc, să zic bine. Așa. Atunci să vă spun motivul pentru care am spus, nu m-a interesat într-un timp, să zicem, politica și așa. Dar faptul că s-a prezentat unul dintre candidați cu niște aberații și niște minciuni, și ăsta e domnul Rață Vasile, care mi-a fost și subaltern și așa mai departe, aș vrea în primul rând să corectez niște date care le crede generația nouă că e așa, dar nu e așa. Deci asta vreau să spun. Că e un maestru, e un actor bun, știe, se deduc în eroare și am fost păcălit odată, este o zicală. Așa. Dacă m-ai păcălit odată, să-ți fie rușine. Dar dacă mă păcălești a doua oară să-mi fie rușine, eu ca de prost, nu mă mai păcălești, domnule. Și am să spun de ce. Ai spus acolo despre comuna aceasta, te prezinți, atenție, îmi pare rău că trebuie să spun, în familie și soția e profesor de istorie și dumnealor, foarte bine, că sunt o familie de istorici. Domnule Rață, n-ai noțiune de profesor și de istoric. Istoricul este un cercetător a evoluției, societății omenești care studiază, care cercetează și concluziile trase pe bază de documente, pe bază de documente atât scrise cât și nescrise, să spunem așa, noi învățăm și transmitem generațiilor. Una e să ai lucrări istoric, Iorga, da, bine, dacă se consideră istoric, sau Xenopol, sau atâția părbani, da. Și așa mai departe, istoricii noștri, și una să fii profesor și să predai. Ceva nemulțumit în manifestările publice ale domnului Rață, asta, concret. În primul rând, că dă anumite date false, din punct de eronate? Vedere geografic. Cum? Așa. Comuna Balcani se află pe drumul județean 156A Dobreni-Ardeoan la jumătatea distanței. Domnule, eu am 82 de ani, pe 83. Mulți înainte. Așa. Pariez pe pensia mea pe o lună de zile că plec odată cu tine din Balcani. Eu spre Ardeoan și o fac în 2 ore, maxim 2 ore jumătate. Tu cât faci până la Rosnov? 30 de kilometri. Apoi de la Rosnov la Girov încă 12 kilometri. Și apoi de la Girov până la Dobren, cam cât crezi că faci? Pui și tu salarul? Atât te întreb. Nu da datele astea, sunt greșite total. Poți să pui 9 kilometri cu 50 de kilometri? Înseamnă că dai date greșite. Așezare. Spune. Greșită. Populația. 80% sunt ortodoxi.
Domnule, da, e greșit. Da, de ce? Cea mai mare localitate este Frumoasa. Să le spun telespectatorilor noștri de ce am spus așa, pentru că eu m-am născut în Frumoasa și știu situația de acolo. Da. Exact. Da. Dacă din populația, să zicem, cum a dat-o și dumnealui, 7.000 și ceva, sunt 2.620 de catolici. Sigur, sigur. Așa. Că da. Eu zic 7.500 ca să vină ușor, să înțeleagă fiecare. Scazi numai 2.500, e o treime. Sigur. Nu? Da, da, din sumă. Așa. Poți să fie peste 80%, poți să fie așa, 25 cu 25, deci hai să nu mai spună așa. Deci poate să fie cel mult 66%, deci să nu-i lăsăm deoparte. Sate, 4, dar dumnealui spune, în satul Balcan marginea, nu, sunt 6 sate. În satul Rățin, că s-a încercat o comasare pe timpul lui Ceaușescu, nu, atât timp cât au avut școală, cât au avut obștea, aveai zlaza aparte. Vă dau un caz, între marginea Balcani și Balcani au fost dispute între cele două comunități. Deci nu poți să iei că sunt 4 sate. Deci rețineți. Și cel mai mult îmi place că sunt istorici. Domnul primar actual, Luca, a propus să se facă două statui cu Ștefan cel Mare. Da, un lucru foarte frumos. La Tazlău este și am participat în 1996 Ștefan cel Mare în bronz. Așa a făcut. Întrebarea este, atenție, l-a făcut pe domnul primar să refuze. Și îi spun, să pună, să facă cele două statui. Spune, ce legătură a avut Ștefan cel Mare cu Frumoasa? Hai să facem o mică precizare și trebuie să spunem că satul Frumoasa este la o distanță de în jur de 4-5 km de Tazlău. De acolo și numai ca apropiere și este firesc să se lege de... Au aceeași graniță, au aceeași sigur că limită. Da. Da, foarte deci aproape. Este vecină, așa. Și acum, dar nu asta. Dar nu asta, sigur. Îi transmit acum. Vezi, domnule, documentul din 16 ianuarie 1491, unde Ștefan cel Mare donează mănăstire satele sale. Bâlcani, așa se numea atunci, și Flocești. Vezi documentul, domnule, istoric. Dacă zici că ești istoric. Deci, cum adică ce legătură? Te întreb atunci. Tu ai o legătură cu terenul pe care stai, cu casa ta, cu mașina ta? Cam așa pui întrebarea. Toți caută să arate mândria că se legați de Ștefan cel Mare, că e de pe timpul lui Ștefan, tu o ai. Dar orice om din Frumoasa știe legenda lui Ștefan cel Mare, că a fost atras de o fată frumoasă. Și când era întrebat, unde-i Ștefan? La fata cea frumoasă. Unde-i? La Frumoasa lui, ei, la Frumoasa. Și așa a rămas. Chiar nu știați lucrul ăsta. Ce legătură are? M-a supărat, domnule, că ai pus problema asta. Domnule primar, faceți lucrul ăsta în satele Balcani și Ludaș. Sunt documente și să nu facă asemenea aberații și confuzie. Atât pe linie istorică, din punct de vedere geografic și din punct de vedere istoric. Da. Despre asta am vrut să spun despre Comuna Balcani. Ce alte lucruri v-au deranjat în această campanie electorală? Pentru că am văzut la Balcani o activitate intensă, așa, candidați peste candidați, merg pe la televiziuni, prin Bacău și așa mai departe. Cum ați văzut dumneavoastră, având în vedere că chiar știți situația de acolo, ce v-a mai deranjat la acești candidați? Sau la acest candidat? În primul rând, eu vă spun dinainte, am venit doar să arat aberațiile și minciunile, ceilalți să aleagă oamenii. Dar eu vreau să spun doar să nu mai facă greșeala în care am făcut-o și eu și i-am îndemnat și pe alții. Pentru asta am venit. În primul rând, trebuie să menționez și lucrul ăsta, ca să vadă deocamdată ce fel de om este. Cu aprobarea dumnealui, m-am dus la București la Arhivele Statului, am adus documente. Cu aprobarea dumnealui, m-am dus în Ținutul Secuiești, să văd de unde vin catolicii. Cu aprobarea dumnealui, am umblat peste tot. Se știe cam cât mi s-a decontat, vă dați seama, în București, așa. Da, da, da. Drumul, mai mult și niște motorină pentru Ținutul Secuiești. Am venit cu aceste documente și am vrut să facem monografia.
Ce credeți că a făcut omul acesta? Vorbim despre domnul Rață, da? Despre domnul Rață. Așa. Mi-a luat documentele și le-a dat la persoane străine. Nu știu pe ce. Dar eu am zis așa, eu asigur... Adică tot ceea ce ați documentat, exact, dumneavoastră, le-a dat altcuiva ca să facă, exact, lucrarea? 49 de documente de la Arhivele Statului și eu știu în ce condiții. Datele, o săptămână am stat în Ținutul Secuiești, unde unii au fost foarte amabili, cum a fost primarul Abela, așa, dar am fost și jignit, mi-a zis, Biduș, Olah, adică român împuțit. Nu zis așa, da. Că sunt și din ăștia, da, știți? Da. Așa, eu vă spun categoric. Da. Dar am venit și știu acum din ce sate vin, vedeți dumneavoastră, fugarii ăștia. Dumnealui spune Ceangăi. Dar știți ceva? Hai să vă spun un secret. Vă rog. A spus că timp de jumătate de an s-a declarat Ceangău. Ca să obțină niște... Oameni buni, nu vă lăsați păcăleți. Să obțină niște fonduri care ar fi frumoasa cu ce am găsit de la Harghita. Și-o împărțit. Vedeți dacă ascultați discursul. Vreau să fac o paralelă pentru că mai există... Este cred frumoasa că din... e comună sau sat, nu, da? Știu, în Harghita. Și da, în Harghita, tot frumoasă. Avem și la Suceava, care e reședință. Avem, da, și în Teleorman. Vă spun că astea le știu. Așa. Da. Deci, dar el s-a dat că e ce am găsit jumătate de an. Bun. Aș vrea să-i transmit. Deci, în interesul cui să aducă niște fonduri. Domnule Rață, dar comunele celelalte care au și gaze și apă și canalizare și tot, ori s-o dat turci, greci, ce s-o dat? Minte. Dar încă o dată, profesor de istorie, zice că este Ceangău, ai amintit acolo de Constantin Brâncoveanu, nu mă ascultă versurile astea. Constantine Brâncovene, boier vechi, gheaur haine, lasă-ți legea creștinească și dă-te în legea turcească, că dacă nu te vei da, eu copiii ți-o-i tăia. Chiar pe toți de mi-i tăia, nu mă las de legea mea. Tu ce ai făcut, domnule? I-ai zis domnului primar actual că e trădător. Nu cumva miroase altceva, da, aici? Trebuie să facem în acest punct o precizare pentru telespectatorii noștri și, da, pentru cei care monitorizează emisiunile noastre. Domnul Rață, pentru că vom vorbi mai mult despre acest candidat la funcția de primar, are tot dreptul ca să adreseze televiziunii noastre. Noi am preferat chiar și în scris. Îi dăm și adresa noastră de e-mail, tvbucureștearondeahu.com sau telefonul meu 0722410597, pentru a avea posibilitatea, nefiind aici alături de noi, la un drept la replică. Deci televiziunea noastră este deschisă și tocmai de aceea am considerat că este important ca să fie echilibrată această dezbatere. Ne-ar fi făcut plăcere să fie și dânsul, dar nu am reușit să dau de el. Ori are posibilități suficiente ca să adreseze nouă. Să continuăm, vă rog. Ce m-a mai supărat la dumnealui? Se laudă cu meritele altuia. Se împăunează, sau cum să zicem. Da, și da, iată, da, de exemplu, dumneavoastră sunteți de acolo, știți anumite lucruri. Da. Domnule, a inițiat parcul de la Frumoasa. Dumnealui e născut în 63. Parcul l-am făcut în 1968. Eu l-am făcut cu copiii, cu elevii. Am adus stejar, stâlpi, mă ascultă foștii elevi care sunt bunici. Au 60-70 de ani care au lucrat, păi, acolo. Am fost eu, eram elevul dumneavoastră și am plantat copaci și, acolo în parc. Și unul mi-a spus, când i-am zis, uite ce spune, că vin de la Sibiu, să-l scuip, dacă spune, că am dus cu găleata, cu targa și cu roaba, am dus eu pământ, că era acolo, domnul, dacă știți, este rasamentul ăla, și s-a luat balastul de aici, s-a făcut între cele două poduri și a fost groapă de gunoi. Nu vă mai spun ce era acolo. Eu fiind aproape, nu mai puteam mirosi vara, era mirosul. Da, da, da. Așa, fetidic, cum se zice. Și am făcut și pentru comunitate. Ce este acum? Parc. Unul dintre cele mai frumoase parcuri din județ. Dar nu l-a făcut dumnealui, l-a îmbunătățit, da, dar și primarul dinainte, n-a mai rămas cu stâlpii de și cu lesurile care le-am pus cu copiii. Dar acolo a fost din prima dată cu flori, cu ronduri, cu alee de liliac, de buldănesc și așa mai departe. Noi, deci, televiziunea deci noastră l-a inițiat. A filmat acum, cred că acum un an de zile, pentru că a fost și un spectacol dedicat copilor, vorbim de anul 2019, un parc foarte frumos. Deci am văzut cu ochii noștri, pentru că telespectatorii noștri știu că noi
filmăm în tot județul Bacău și știm foarte bine, mai ales fiind satul meu natal acolo, chiar am fost plăcut surprins și aici trebuie să-l felicit pe domnul primar actual, domnul Luca Vasile, pentru că a dus îmbunătățire. A fost, da, și arată într-adevăr un parc sigur că super. Da. Deci nu l-a inițiat, poate să spună, am îmbunătățit. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă generațiile actuale, chiar dumnealui spune, ceilalți candidați când eu am făcut drumul, erau de 10-12 ani. Ceilalți candidați vor ști că parcul a făcut domnul Rață. Nu, fără că să lipsi de modestie. Eu l-am făcut cu elevii și după aceea tot îmbunătățiri, că fiecare trebuie să contribuie la așa ceva. Al doilea, o altă minciună sau aberație, spune că deci vine și spune, când eu am venit nu era niciun cămin cultural. Domnule, în 1954 eram la școala pedagogică și a trebuit să vin cu o dovadă de la primărie că am făcut 5 zile de muncă patriotică. Așa era atunci, în 54. Am turnat temelia la căminul vechi. Era din lemn, într-adevăr. Așa se lucra atunci, cu lemnul. Prins în niște bare metalice. După aceea eu, ca director de cămin, am făcut contraforturi legate în bare și așa mai departe. L-a distrus și acum ești mincinos, încă o dată spun, nu domnul Luca. Ești așa să recunoști că mi-ai promis când ți-am spus ai distrus căminul. Unde îl faci? Lângă Crețu. Ai făcut? Nu. Și spui că ai făcut și anexa. Când ai făcut anexa? În 1978. După 77-78, după cutremur. Da, așa. Da. Și recunoaște după aceea că am făcut eu o doime. Nu. L-am făcut prin muncă patriotică, pe cuvânt. Cred că o să mă asculte. Cei care au muncit. Sunt convins. Au muncit acolo. Nu intra ajutat și cetățeni din comună au venit și au muncit. Exact. Păi stați să vedeți, Sacoș. Nu intra nimeni la dans dacă nu făcea 3 zile de muncă patriotică. E clar. Și după aceea nu era nevoie să intervin eu. Vă rog, scoateți-l afară că nu a venit. Credeți-mă că așa. Fără bani de la stat, spiritul civic. Fără bani de la primărie. Cu ce? Cu muncă patriotică, încasări de la nunți, încasări de la baluri și o contribuție cam de o zecime și de la oameni. Au fost și oameni care au strâns bani. A fost o deputată. Dom'le, înainte, se supără poate consilierii de acum, înainte deputații nu primeau nimic, dom'le. În circunscripțiile, cum zic eu, da, nu erau dar erau activi, domne, scoteau oamenii și făceam curățenie și la muncă, la prestații, altfel. Bun, nu mă leg de lucrurile astea. Și așa am făcut cămin cultural, iar eu, pe cuvânt, și știu foarte mulți, m-au văzut pe zid, am făcut în armată zidării oleacă și am lucrat alături de meșteri. Deci nu spune dumneata că ai făcut, știți ce a făcut normal? A spart peretele dinspre răsărit și a mărit peretele ăla. Asta înseamnă jumătate față de toată clădirea. Și acum, domnul, nu ai noțiune de cămin cultural. De ce? Un cămin cultural trebuie să asigure intrarea spectatorilor prin spate, cabine de actor, nu? Sigur, da. Așa, ca să vină pe scenă și cât ies aia și se trage cortina și ies în felicitări, cum zic, în aplauze, așa, ceilalți intră. Spunem, când eu am făcut Ploaia Steluțelor, am organizat-o, venea o formație, trebuia să ridice și una să coboare. Ce buluceală era! Apoi trebuie să ai bibliotecă, trebuie să ai cabină. Așa era cel vechi. Deci n-a făcut, a distrus. Ai distrus cămin cultural. Nu te lăuda cu așa ceva. Mai are încă ceva. Lucrări la Școala Frumoasă. Domnul, Școala Frumoasă, dumneavoastră, născută în 63, Școala din Frumoasă s-a făcut în 1964, în toamna lui 64, deci avea un an. Dacă ar ști în ce condiții se lucra, că veneau femei cu bebeluși, fiindcă soții lucrau la pădure și dacă nu făcea prestația aia, că era o prestație obligatorie atunci, la împrăștire, pentru drumuri, așa. Și erau și câte 5-6 bebeluși, le punea, credeți-mă, cei tineri, o cârpă cu zahăr în gură le punea și stăteau acolo, așa. Și lucrau mamele care erau, vă dați seama, așa. Așa s-a lucrat la școala respectivă. Cât ai făcut tu la școală? Ce spui acolo că ai lucrat? Hai să te întreb altceva.
Nu, că ai muzeu de istorie acasă. Unii muzeul școlii din Frumoasa, unde eu am adus, și alții, categoric, da, piua, de înainte cu piua se făcea cânepă, se făcea julfă, un cuvânt care a dispărut. Da, da, da. Cum a zis și dumneavoastră că e... De arhaismul arhaism, pe care le avem acum. Așa. Bun. Roata olarului și atâtea piese de îmbrăcăminte și unde sunt? Bun, deci, alea tot la școală, că ai zis că... Există, nu mai sunt? Au desființat, domn. Și se cam știe. Păi aici ar trebui să răspundă la această întrebare. Nu mă las, domnul Rață, nu mă las și până nu răspund și la asta. Am plantat nuci spre Beța. Copiii toamna mâncau nuci și așa mai departe. Și cadrele didactice. Cireș. Unde au dispărut? Știu că lemnul e prețios și nucile, bineînțeles, putea să le lase, că sunt așa. Unde e lemnul? Plus, este protejat de lege. Nu mă las până nu. Și o să vă spun și de ce. Fiindcă s-a purtat cum nu mă așteptam. Și ultimul lucru, adică nu numai. Dom'le, a luat premii, cu asta spune, susținut și a dezvoltat cultura și mai ales tradițiile. Îl întreb acum, dacă tu ai făcut lucrul ăsta, cine a organizat festivalurile la Tazlău și te-a antrenat? Timp de 13 ani. Și ai mers cu formațiile. Uneori am dus 83 așa de participanți, de taraf, ceată, capre, urși, a moșnegilor și așa mai departe. E adevărat, încă o dată, domnule Rață, felicitări cum ai fost în primii ani. Dar după aceea, nu. După aceea a devenit cu totul altă. Dacă ai fi fost așa, câți ani a fost, domnul Rață, câți ani a fost primar? Păi din avut, 2000 avut, am sprijinit până în 2015. Câte mandate? Trei mandate. Păi stați aleg sau patru? Din 2000 în 2015. Da. Hai că nu, ideea este următoarea. 4, 12, mai multe, 4 mandate. Deci o bună perioadă de timp lucrurile 4, au mers cât de cât. În da? Prima parte. Așa. A făcut deci, GIC. Domnule, iată, a făcut și lucruri bune, domnul Rață. A făcut și lucruri bune. Da. În timpul inundației în 2005 pe DIC alături de oameni. Nu uit. Nu uit că ai făcut digul. Nu uit că ai făcut drumul ăla la care eu am participat și am spus așa, că și aia de la județ au zis, băi, dar ce activist e ăsta? Nu sunt activist. Zic, nu-i meritul celor de la județ, fiindcă ați făcut drumul asfaltat la Schito. Nici a primarului. Și uitau, e meritul vostru, oameni buni, ca să știu pe cine să alegeți. Așa au rămas. Perplex. Deci, și asta a fost. Trebuie să știi pe cine să alegi. Să recunoaștem și lucrurile bune. Sigur că da. Și spuneți că în a doua perioadă, după aceea s-a transformat. Și zice că a mers. Bun. Unde formațiile le-ai dus? La Sibiu. Cine ți le-a pregătit? Bun, ai susținut. Unde sunt, cum zic, căiuții? La mine, în pod. Unde sunt caprele? 10 căiuți. Așa. Fiindcă le dau și acum la școală. Le dau cine mi le cere, le cer profesori, prezintă urși la mine. Unde sunt caprele? 5 capre, să vedeți cum, așa, e echipat. Cât ai făcut? Ai făcut într-adevăr 16 costume pentru dansuri. În ce spectacole s-au dat? Ca să știu că ai susținut cultura, mă da. Să fi văzut și eu. Eu da. Mergeam, cred că, să văd așa ceva, îmi place și susțin. Bun, deci, în concluzie, se laudă cu, dar eu am dus formațiile la Moinești, la festival, am dus la Tazlău, am dus până m-a rugat să le duc la Rebelionul Poliției, a fost odată pe la Petrol, pe la un club, așa noaptea, și să răspunzi de lucrurile astea, nu era ușor. Sigur că da. Așa, cum poți să spui că ai dezvoltat? N-ai dezvoltat cultura, cum ai distrus și căminul. Și acum iarăși și revenim în prezent. Căminul, da. În acest moment... Nu-i cămin. Recunoaște până la urmă că spune că e anexă. Vorbim de căminul din Frumoasa sau din Căminul Barca? Din Frumoasa. Așa. Că spune că a făcut-o doimi. El era deja făcut, a spart numai peretele. Da, da, da. Căminul vechi l-a distrus și n-a făcut altul. Deci, domnule profesor, dumneavoastră ați fost revoltat prin aparițiile publice pe care le-a avut domnul Rață cu lucruri pe care dumneavoastră spuneți că nu sunt adevărate și le-ați demonstrat aici. Nu, câteva. Am urmărit discursul. Ăsta a fost unul din motivele pentru care ați venit. Da,
da, la noi, că v-am deranjat. E minciuna, probabil. Pe cuvântul meu cum? De om, dacă știam, așa, până nu m-au atenționat oamenii. Așa. Dom'le, dumneata, ai auzit ce? Când știu că am lucrat eu acolo și spune că a făcut el, revoltați sunt oamenii, deci, oamenii și mi-au spus... v-au povestit. Da, așa, da. Și după aceea am urmărit și eu discursul. Nu mai zic... Am rămas perplex, credeți-mă, da, nu-mi venea să cred că a putut să spun așa ceva. Și tot acolo am auzit niște cuvinte, că, actualul primar, căruia nu eu nu pot să-i spun primar, da, asta încalci e o... și voința cetățenilor din Balcani. L-au ales pe domnul Lucae. E o sfidare și pentru exact mine, că eu poate mi-am dat votul și da, știu pentru ce mi-am dat votul. Da. Nu e corect, nu e fair play din punctul meu de vedere. Și, da. Uitați, vă spun un secret și asta puteți să-l întrebați pe primar actual. Însă așa, dacă nu ți îndeplinești proiectul, ține minte că eu cu alegătorii îți vin la poartă și nu ieși. Sau te blochezi la... Și așa se faceți. Dar, vă spun, sunt 106 lucrări făcute în timpul primarului ăsta. Și vi le spun pe sate, că le-am urmărit. Le-am urmărit, credeți-mă. Vă spun acum, la Ludaș 10, 17 la Schitu, urmăriți dacă spun drept, 18 la Balcan și marginea și 30 la Frumoasa că-s mari. Nu că-i satului. Este cel mai mare sat, dacă a avut, când a făcut lucrarea, 3800 de locuitori, din care 2600 erau ceangăi. Deci, cum zice dumnealui. Da, da, da. Dacă vreți să știți ce înseamnă ceangăi, un pic îți pot spune. Ia documentul ăla din ianuarie, 6-7 ianuarie 1764, în urma masacrului de la Modefolu, dacă vreți știți ce înseamnă, vă spun dumneavoastră, amor, zeu iubirii, iubire, da. Folu în limba maghiară înseamnă sat, sat iubit de Dumnezeu. Au fost 2000 de participanți secui, tot respectul pentru secuii în decursul istoric cunosc, l-au apărat și pe Ștefan și pe Mihai Viteazu și oameni de onoare, deci ei ăștia sunt urmașii secuilor, nu zunguri, care sunt frumoasa, așa, că am fost în ținutul ăla și știu foarte bine. Și pentru faptul că n-a vrut să mai meargă alături de austrieci împotriva Prusiei, generalul Bucov, ține minte, Bucov înseamnă fag în limba austriacă, așa cum țara noastră se cheamă Moldova noastră, de la țara Molidului, așa, și Transilva cu pădurile, nu mai iau asta, ține minte că acolo la Amodefolu, 2000 de participanți au trebuit să se împrăște că a tras generalul Bucov cu tunurile. Au trecut munții la noi, iar o parte au intrat în Olt în ianuarie, 6-7 ianuarie, s-a rupt gheața și o parte acolo. Și când s-a făcut reșisământul, domnule profesor sau domnule istoric, zice Balaș Micloș, acum bine, Ciango Ingo, Ciango înseamnă fugar peste munți la noi, Biro Onti, Ciango Ingo, asta înseamnă Ciangău, domnule, ca să știi, așa, da, și ai fost Ciangău, dar nu știi ce înseamnă Ciangău. Și trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că inclusiv copilăria mea din Frumoasa a fost deosebită pentru că aveam prieteni, exact, colegi de clasă cu care am conviețuit foarte bine. Vă aduceți aminte, exact, că la noi în casă, la familia Ungureanu, da, așa, din partea Dulcescu... Da, sunteți veniți din Ardeal, de ce din vă spun Ardeal, Ungureanu? Da, așa. Ungureanu. Tot timpul, prieteni, colegi de muncă de-a tatălui meu, da? Inclusiv și din etnia romă veneau la noi, deci noi am fost o familie și nu numai noi, întreaga comunitate a conviețuit atât ceangăi cât și la nunți, și la botezuri, la cumetrii, da, la, deci, la munci, la munci tot, și la muncă, și la izlaz, la curățat, deci, dacă cineva va pune vreodată o problemă etnică în trecut, da, sau în prezent, nu, o comunitate foarte bine închegată, o comunitate frumoasă cu oameni gospodari. Dar să revenim, eu am și talentul de a întrerupe, domnule profesor. Dar foarte bine, știți de ce? Fiindcă cer și eu, atât, o secundă. Să spună cineva dacă vreodată am făcut diferență între cegani, că așa e corect, catolici, eu le spun catolici, nu da, le da, spun ceangăi, da, că catolici nu mai sunt fugari. Așa, nu mai sunt fugari. Nu, nu, nu. S-au stabilit în zona noastră și am conviețuit foarte și bine. Români. Și români. N-am făcut nicio diferență
în privința... Și vorbim aceasta. Chiar și de etnia romă, care, aici trebuie să le spun eu telespectatorilor, care s-au integrat foarte bine. Toți aveau câte ceva de făcut. Unii erau comercianți, alții foarte mulți muzicanți. Deci cunoscuți în tot județul Bacău, foarte bun. Locul 2 pe județ, după Corbasca, cu Taraful de la Frumoasa, când eram director de camion. O comunitate frumoasă și de oameni deosebiți. Și acum, când trec prin Comuna Balcani, îi văd, au case foarte frumoase, toți lucrează undeva, deci iată că se poate. Deci integrarea și asta există. Dar se numește cartierul. Nu i-am spus cartier, dar ei chiar... Chiar așa este o zonă acolo. Un loc pitoresc, frumos. Sigur. Să continuăm, pentru că vreau să vă atrag atenția că am depășit deja jumătate de emisiune. Suntem ce aveți de spus, că v-ați pregătit cu foarte multe lucruri. Aș vrea să vorbim, sigur, v-a deranjat, ca să concluzionăm pentru telespectatorii noștri. V-au deranjat ieșirile publice ale domnului Rață? Aberațiile și minciunile. Și ați venit ca să le demontați tot ce a zis, tot ce a zis despre că puterea îl strică, cred că din proprie experiență spune, fiindcă la început a fost domn, iar acum... Am zis să-l felicit, acum nu știu, pot să spun rușinică. Deci oamenii trebuie să știe realitatea și de la un om, iată, ca dumneavoastră, care nu este implicat politic. Să nu mai facem greșeala. Și să aibă grijă la alegeri, nu? Colegii noștri de la DG24 au spus, domnule, ne putem feri de boală, de această pandemie, dar nu ne putem feri de a fi atenți ce facem pentru următorii 4 ani. Pentru că oamenii la alegeri aleg omul în primul rând, da? Categoric. Și atunci o să am rugămintea. Dacă o să ceva s-a uitat sau mai doriți să completați, puteți interveni oricând. Haideți să vorbim și despre actualul primar, pentru că e un om de calitate, din punctul meu de vedere, și să faceți o comparație între administrația Rață și administrația Luca, da? Pentru cum prima le vedeți? Parte, încă o dată, repet, jos pălăria, domnule Rață. Pentru a doua parte, atât arată. Așa. Dar faci niște calcule greșite, vezi, cum să zic, copaii din ochiul altuia și nu vezi bârna din ochiul tău. Dacă, ai spus acolo, primarul ar fi făcut în fiecare an câte 5 pâraie, 5 ori 5, 25. Dumneata, ai fost 15 ani, ori 5. Ai făcut 75 de pâraie? De ce? Așa se lovește un candidat. Competiția să fie corectă. Iar primarul care este actual... Da, să arătăm că încă se mai poate, nu e închisă campania le-am electorală. Le-am urmărit și 106 realizări de proiecte, din care o parte sunt generale, cum ar fi tomberoanele și nu pot spune că e la Frumoasa. V-am explicat în fiecare sat, le-am urmărit. Domnule primar actual, jos pălăria, ce am văzut anexa de la Balcani, dacă e de școală, a rămas uimit, a sprijinit directorul pe bucătarul Mihai și ce a făcut amândoi gospodari. Îl cunoaștem pe domnul director și îl salutăm cu această ocazie pe domnul bucătaru și am participat și noi am filmat la câteva evenimente la școală un director, pot să spun exemplu pentru județul Bacău, care e aproape de copii. Zic felicitări! Da, felicitări! S-a înțeles foarte bine cu primarul și a făcut acolo așa modern. Deci considerați că e important directorul de școală să colaboreze, să țină aproape de administrația locală. Spune dumnealui că am avut o echipă foarte bună de lucru. Unde e echipa? Și că l-a trădat. Nu, i-ai trădat. Și pe Sofronie, spun eu cum, și pe domnul Mihai Bucătaru, că a intrat în locul soției director. Așa. Domne, competiția rămâne competiție. Și pe mine m-ai jignit. Știi cum? Ți-aș aminte? Mergenă. O parte o să înțeleagă cum, o parte nu. Am venit din piață, domnul Ungureanu, și mă întreabă, ce ați făcut, domn profesor? Am cumpărat niște brânză. De unde? De la stan, zic, unul de peste. De ce nu mâncați brânză de la călugări? Ați înțeles? Da, probabil. Și atunci îi spun acum, că e mai bun, a zis. E mai bună brânza de la călugări. Dumneavoastră știți cum se obține brânza de la călugări, da? E mai bună, înseamnă că ați mâncat. Asta e replica mea, pentru ce? După aceea, ați lovit cadrele de susținut învățământul școlile. Așa. A lovit cadre didactice, domnule. Pleci și îți cauți de lucru. Cadru didactic, masterat, toate gradele așa, și să-și pună pupila lui care era cu definitivatul. Dar ce era ministru?
Așa, și alte lucruri. Și a îndepărtat, și de domnul Luca spune atâtea minciuni, așa, dar nu spune că e primar. Sfidați, așa, e vice. Și zice că administrator, cât a fost 3 ani jumătate administrator, a avut patru întâlniri cu vicele. Și pentru ce ai luat salariul atunci ca administrator 3 și jumătate? Da, problema asta am filmat-o și consilierii locali, vreau să spun că permanent au pus întrebări în legătură cu prezența la serviciu a domnului Rață. Pentru că era administrator, așa am înțeles, la... Da? E adevărat? Domnule, da, domnule Burean, ca profesor, să luăm așa, dacă se poate, știu că... Așa, e ușor, spun alții. Domnule drag, ai 3-4 copii sau 2-3 și îți pui mâine în cap. Dar tu cu 34-35 de copii de toate categoriile, chiar crezi că e ușor, nu se ajunge timpul de pregătire, de materiale, de tot. Când ai făcut și administrația? Și că nu mi-a acordat atenție. Păi dar n-ai zis că nu-l recunosc ca primar, el este viceprimar. Și atunci tu ca ce erai acolo? Păi, fost primar. Nu poți să spui despre primarul în funcție că nu e primar. Asta da, înseamnă nu? Că nu respecti pe cei care au fost la urne, care au votat. Și pentru ce? Întrebarea nu este corect. Pentru ce a mai luat salar, dacă a spus că se face. Știi, fiecare își dă seama acum de... Deci, și a fost și vicepreședinte 4 ani. Vă dați seama cât timp asta? 20 ceva de ani, 22 de ani în primărie. De unde a luat? Ai făcut câte lucrări? Știu, nu mai zic acum nimic. Da, pentru prima parte, încă o dată. Și să nu mai lovească în ceilalți candidați. Mai spune de domnul Barna că e fanteziist, că face... Dom'le, omul și-a exprimat deocamdată și se respecte competiția. Nu pune pedică. Alergăm? Da, toți candidații au dreptul să fie aleși, da? Să candideze, da? Deci, mi se pare un pic deplasată chestia. Deci, să înțeleg că nu doar pe actualul primar îl atacă, ci și pe cei glas candidați. Dar singur își taie craca de sub picioare dumnealui, fiindcă una, că spune că toți sunt tineri, că el va fi votat, că are vechime, se cunoaște bine comuna și în realitate nu l-a trădat. El a făcut ca toți să se îndepărteze, printre care... Am înțeles de la dumneavoastră că ați discutat cu mulți oameni, că dumneavoastră ați fost așa ca un părinte acolo, fiind director de școală atâția ani și ați crescut atâtea generații, sunteți foarte apropiați și comunicați cu oamenii. Să înțeleg că nu e doar punctul dumneavoastră de vedere, ci și a altor cetățeni. Și cu oamenii de aici și să știți că se interesează, v-am spus de la Sibiu, ce mai e. Îmi place să discut cu foștii. Ce mai e la noi în comună? Ăsta a fost prin Norvegia, prin de care vorbesc. Dacă le interesează, îi spun și cine. Așa, că zic că vin. A venit totuși la cât era primar, a intrat în așa și era o problemă de moștenire. N-a vrut să-i acorde atenție. Dom'le, am venit de la Sibiu, te rog, ajută-mă. Și cu ce s-a terminat? Cu injurii și insulte. Vedeți dumneavoastră. Iar de comunicat a zis așa, de ce domnule era să vin la mine când dau lucrările de diplomă, foștii mei elevi care sunt studenți, de ce vin la mine și nu vine la dumneavoastră? Nu? Dacă ești și istoric, mai ales da. Una, o luăm așa. Mă credeți că tot ungureanu, de acolo de lângă Vornicu, peste de da. Numele dumneavoastră, ungureanu. Da, tot ungureanu. Un băiat de acolo, din Frumoasa, este directorul general a uzinelor, nu știu cum se cheamă, din Suedia. Comunică cu mine. Alt eleva Lubeța Eneric. De Dan Ungureanu, Dănuț? Exact, exact. Da. Așa. Ivaru meu. Așa. După aceea, băiatul Lubeța Eneric este în asta, organismul juridic de la Luxemburg, îmi dă telefon și spune, am mai aflat ceva despre ce am găsit. Vă rog, scris, fiindcă am scris despre articole. Ați lucrat despre... la monografia. Așa, categorică, da. Dar și acum. Și acum. Acum îmi dă telefon, ce mai e nou? Primeți și din Anglia și de pe unde sunt plecați mai de... Deci ce elevii mai dumneavoastră au ținut permanent legătura cu dumneavoastră. Îmi face mare plăcere. Și sunt probabil interesați și de situația politică, de administrația care
care, pentru da, că se interesează. Hai să ne gândim, poate unii din ei poate chiar vor să vină înapoi în satul natal, poate câștigă niște bani, poate fac o mică întreprindere, o afacere, nu? Eu cred că este firesc ca ei să se intereseze de cum și exact. Pe cine să se vor alege cetățenii și sigur. Pe cine vor alege cetățenii. Da. Așadar, din acest punct de vedere, eu zic că domnul Luca pleacă din poziția de favorit în această competiție. Sigur, șanse au toți candidații, dar din ce spuneți dumneavoastră, domnul Rață, nu știu cum și-a făcut campania, cum a gândit-o, dar văd că aici ați demontat foarte multe chestii domnul, pe care sunt foarte multe, filmat. Vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe lucruri care, dar nu ne permite timpul. Nu ne, că așa am depășit timpul de emisiune. Aș mai spune altceva. Da, vă rog. Domnule primar actual, domnule Luca. Domnul Luca. Așa. Te rog tare mult în proiectul ăsta, în, scrie aici, proiecte pentru viitor. Da, da, da. În primul rând, ține minte că, ce, mă țin de cuvânt, dacă nu finalizezi și execuți proiectul de apă și canalizare, te blocăm. Să fie clar. Plus celelalte lucruri și te rog, mai trece aici așa, cele două statui. Suntem mândri. E o chestie suntem... de suflet a dumneavoastră. Sigur că da. Ați fost și profesor și de istorie sigur. Și de geografie. Ce lecturi și... avem despre da. Marele Ștefan și așa da. Mai departe. Și țineți mult la... Eu vă promit că vă dau încă... Am pepiniera de... Da. N-ați spus aici la realizări că v-am dat 30 de nuci și a spus pe la dispensar. Duceți-vă la dispensar și-i vedeți și de o parte și de alta și în par. Vă mai dau 30. Vă mai dau 30. Vă rog, puneți-i, fiindcă nu durează până la 250 de ani, e foarte, cum zic, lemnul folosit, nuca și așa mai departe. Și unde e nevoie, când aveți nevoie de mine, vă stau la dispoziție oricând. Dar dacă nu le realizați, țineți minte ce am spus. Vă rog, puneți și lucrurile astea acolo, ca proiect. Că se pot realiza. Sunteți un om riguros și asta pentru că sunteți un om cultivat și știți foarte multe lucruri. Aveți o experiență pedagogică și e normal să aveți acest reflex față de oameni care vin nepregătiți la un eveniment, care, sigur, poți oferi o distinție, un simbol, că până la urmă e un simbol, dar întâi te documentezi, nu? E o gafă din punctul meu de vedere. Doamne, asta trebuie să cunoști. Familia Bălăiță. Mi-a fost învățător, tatăl, iar dumnealui a dus ștafeta mai departe. Tata, locul 2 pe Moldova la dansuri, domnul Bălăiță Cornel, fost primar. Locul 1, neînvinș și la sport, în Cupa Tineretului, și la său Cupa Zonei de Munte, neînvinș. Plus atâtea activități de și sport. Și a fost domnul Bălăiță cu echipa de dansuri în Austria. Eram director și a zis că ce fac cu orele? S-asigur eu orele. Da, da, da. S-asigur eu. Du-te acolo și... fii solul nostru acolo, în Austria, și nu-l vezi, nu vezi pe domnul Vlad, care la fel știți cine a fost, nu da. Vezi familia Leahu, care învățător, dar un director jos pălării, da, administrativ un... și așa, nu vezi pe doamna Lucica, noi spunem Bortă, că așa o chema, Ilisei, director, coordonator atâta timp, și vezi o secătură de asta, îmi pare rău atunci. Da, bine, trebuie să fim atenți la, nu supor la niciuna. Cuvinte, dar... Încă o dată, pe finalul acestei emisiuni o să rog pe domnul Rață, pentru că s-a vorbit mult despre dânsul aici, să se adreseze televiziunii noastre, dacă va dori un drept la replică, noi îl acordăm, pentru că așa este normal. Dar mi se pare campania din acest an un pic depășită, cel puțin la nivelul Comunei Balcani, atâta vreme cât actualul primar duce o campanie liniștită, un om care... chiar nici nu a dorit, noi l-am invitat de mai multe ori, a spus, domnul Ungureanu, eu nu vreau să, la mine faptele vorbesc, la mine lucrurile și cred că ăsta e cel mai bun exemplu. Eu vreau ca oamenii să vorbesc din vorbele domnului Luca, vreau ca oamenii să nu audă de la mine votați-mi, să vadă ce am făcut și dacă vor considera că lucrurile pe care le-am făcut și asta o spune și noi televiziunea, că avem filmări cu proiectele pe care le-a realizat, sigur nu dânsul singur, pentru că ce mi-a mai plăcut la primăria din Balcani e faptul că a făcut o echipă foarte bună cu domnul Vasilică Heisu. Deci o echipă primar, viceprimar, bine închegată, bine ancorată,
în fiecare zi în mijlocul oamenilor, la lucrări, la proiecte. Și oamenii știu, pentru că majoritatea au conturi de Facebook și au văzut în fiecare zi, primarul a dat, cum s-ar spune, un raport zilnic de activitate. Mi-aș fi dorit să aflu și despre contracandidați, că au fost oameni de calitate și așa. Dar dacă dumneavoastră spuneți, domnule profesor, că în această campanie se vin cu dezinformări, cu minciuni, cu astea, atunci oamenii nu-i putem, pe cetățenii din Comuna Balcan, nu-i putem ruga decât următorul lucru. Să analizeze fiecare candidat cu ceea ce promite, cu ceea ce spune că a făcut, să vadă dacă există adevăr, dacă există minciună. Eu aici nu vreau să vă spun, noi, televiziunea, noi nu susținem niciun candidat. Noi spunem doar realitățile. De altfel, Exclusiv TV este o televiziune cunoscută în județul Bacău, ca prezentând lucrurile așa cum sunt. Dar cred că a venit momentul ca oamenii să aleagă nu numai pe baza unor false știri, să vadă și să voteze în funcție de fiecare ce a realizat. Fapte și nu vorbe, pentru că ăsta e și sloganul pe care îl auzim de la toți candidații. Da. V-am întrerupt, vă rog, da, dacă mai aveți să completați pe finalul emisiunii. Spune tot despre domnul primar, că este, din discursul dumneavoastră, că este încet, adică moleu. Mai nu, e un proverb românesc. Eu învăț mai mult modestie la dânsul. Asta este. Nu-i place să una facă, în comparație cu alt candidat, domnule, eu sunt sigur că voi ieși primar. Exact. Nu, hai să, da. Nu lași cetățeanul să aleagă și el? Nu, lași exact să, da. Bun, dar mai e un proverb care spune așa, ori grăbește încet sau graba strică treaba. Da. Dar fă-o. Fă-o. Da, exact. Asta da, este. Da, da. Dar fă-o. Deci pe când te repezi și faci lucruri. Eu știu că e o întrebare și de obicei foarte lume se ferește să spună. Dar am văzut totuși oameni curajoși care au spus: domnule Țepeș, spuneți-mi pe cine veți vota în această campanie? Care este preferatul dumneavoastră dintre toți candidați? A fi prezenta un preferat nu înseamnă neapărat că și dumneavoastră știți că asta este un răspuns mai direct, e secret. Nu, că e secret. E secret. Așa. Dar una. Pot să presupun una ca om de presă. Da, vă spun eu acum, dați-mi da, voie. Mi-a fost elev. Da. Da. Și știu, deci sigur își realiza totul. Doi. Să mă scuze ceilalți. Am ținut și la mândria satului, cel mai mare sat, deci când i-am susținut candidatura, mai oameni buni, cel mai mare sat n-a avut niciodată primar. Ludeașul a avut, Balcanul a avut de atâtea ori, Schitul se combăteau câte doi în finală. Așa. Și am zis să fie și un fost elev din Frumoasa. Eu sunt balcanar, țin și cu Balcanar. Da, da, dar da. Deocamdată sunt a fost legat așa mult și de și satul Frumoasa. Și vă dați seama deocamdată cam pe cine aș vota. Rămâne, da, rămâne secret deocamdată. Nu spun așa. Fiecare să aleagă. Așa. Să aleagă. Dar puteți spune cam care ar fi profilul, da? Cum trebuie să fie primarul pe care îl alegeți? Sau cum este? Cum îl vedeți? Deci a spus așa. Să fie o competiție așa corectă, fără piedică. Așa. Nu că e molă, că e vicinos, că e trădător. Și mai zis Gudurău. Gudurău, ai fost dumneata pe lângă mine, știi, când în lupta cu Muraru, când era în finală, da, așa cum te gudurai ca să... Da, deci domnul Rață, să înțeleg, a folosit aceste expresii? Da, da, Gudurei, și am presă chiar pe... Gudurei, mincinos, da, l-a făcut în tot felul. Nu, păi uitați aici, cum să spun, eu mi-am notat din ce a spus. Acum vă înțeleg supărarea dumneavoastră. Așa. Și nu numai asta, m-a supărat faptul că nu e o competiție corectă când vorbești despre celălalt, faptul că mă insulți și pe mine și toți locuitorii, nu e primar, e viceprimar. Da, bun. Ești sigur că așa au spus, că dacă el participa în 2016, sigur, sigur că da. Bun, da, așa zice. Și nu, bine, ar trebui domnul Rață, când va veni la noi, să ne spune de ce nu a participat, care au fost motivele așa pentru care nu... Exact. Da. Și că și-a însușit activitățile altora, deci minciuni, așa, și faptul că s-a aberat privind Comuna Balcani. Din punct de vedere geografic și din punct de vedere istoric. Da, cred că a trecut timpul deja, am depășit cu mult timpul. Da. Nu putem, puteți să dați, dumneavoastră nu candidați, e clar, susțineți un candidat,
Dați-le un mesaj cetățenilor din Comuna Balcani. Cum ar trebui, fără a nominaliza, exact, cum ar trebui să fie primarul pe care cetățenii din Comuna Balcani, care ar fi caracteristicile care ar îndeplini aceste cerințe? Una, să fie un bun administrator. Și la tine acasă trebuie să fie, că nu poți să fii exemplu așa, dacă nu ești, ești... Da, împărlit, ca să spun așa. Sigur, sigur. Deci după să cum te administrezi acasă, categoric, da, un exemplu. Bun administrator, să-ți respecti cuvântul, că dacă nu ți-l respecti, vă dați seama atunci, așa, nu vei mai fi stimat, nu vei mai... Și să urmărești, te rog chiar, adică ce trebuie să urmărească, toți să fie puși la treabă. Toți consilierii să aibă, tu răspuns de sectorul tău, tu de cutare, tu, ca într-adevăr să pună umărul toți. Singur nu va face nimic dacă nu are o echipă bună. Echipă, da. Este clar. Da. Dar nici echipa dacă nu are un lider. Un lider bun. Corect. Asta este. Deci asta este. Și dacă vă dă votul, să vă țineți de cuvânt. Da. Deci, dragi prieteni, dragi cetățeni din Balcani și nu numai, din tot județul Bacău, pentru că urmăriți emisiunile noastre, iată un profil făcut de domnul profesor și cred că e corect să fie, cum trebuie să fie un primar. Deci, alegeți un primar după următorul tipar. Să fie gospodar, să se țină de cuvânt, să pună echipa la treabă și să fie un lider al comunității, atâta vreme cât l-ați ales și sau urmează să îl realegeți. Dragii mei, vă urez alegeri ușoară și înțeleaptă în această campanie electorală. A fost doar o mică dezbatere cu domnul Țepeș, putem vorbi foarte multe lucruri și poate cel mai puțin despre politică, pentru că putem vorbi de istorie, putem vorbi de literatură, putem vorbi foarte multe lucruri. Mă bucur că am avut astăzi un reprezentant al cetățenilor din Comuna Balcan și domnul Țepeș este un reprezentant de foarte mulți ani, de mai multe generații chiar. Asta fără a impune respectul pe care eu vi-l port, domnule profesor, și vă așteptăm cu mare drag oricând doriți să veniți la televiziunea noastră. Dacă mai aveți pe final ceva de completat. De final, aș vrea, dacă se poate, vă rog, așa cumva, să facem o rubrică cu lecturile istorice care transmit mesaje copiilor, generațiilor actuale și să putem prezenta legenda lui Ștefan cel Mare cum e. Să putem prezenta, că o am, piesa de teatru Bujor și Haiducii lui. Deci, Haiduce și Bujor sunt eroii codrilor și spaima boierilor, așa se intitulați, foarte multe lucruri, da, pe cânte, pe așa. Da, și e specific zonei noastre. Exact, exact. Bujor. Are atâtea și atâtea. Legenda este foarte frumoasă. Și Miricica și Zamfira de la Bujor, acolo, și o să spună pe ce legătură are. Și, deci, lecturi istorice și legenda aceasta, se cunoască generațiile viitoare, despre cei care, într-adevăr, au făcut neamul românesc cinste. Asta vreau să spun. Dar se poate. Cumva. Dragii mei, sigur, vă mulțumim tuturor celor care ați vizionat această emisiune. Emisiunea, încă o dată, se cheamă Personalitatea Zilei, pentru că aici întotdeauna au venit și vin oameni de calitate. Televiziunea noastră încearcă tot timpul să vă aducă ceea ce este mai bun și ca informație și ca stare de spirit a noastră, a tuturor. Încă o dată, pe final, îl rugăm pe domnul Rață să ne dea un drept la replică, dacă dorește, dacă nu, să-i fie de bine, să aibă succes în campanie, nu avem niciun fel de problemă. Dar, încă o dată, gândurile mele se îndreaptă către concetățenii mei din Comuna Balcan și din Satul Frumoasă și sunt mândru că m-am născut și am crescut și am avut un asemenea profesor alături de mine. Iată, ani au trecut și lucrurile au evoluat și mă bucur că avem posibilitatea prin intermediul televiziunii să fim alături de dumneavoastră, să fiți sănătoși. Sunt Eugen Ungureanu și vă spun tuturor la revedere. Domnule profesor, vă mulțumim pentru participare. Și eu vă mulțumesc și să auzim de bine. Numai aceasta de bine. Este replica. Numai de bine. Mulțumim. Thank you.